Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva unor companii din Republica Centrafricană, Emiratele Arabe Unite și Rusia, pe care le acuză că s-au implicat în tranzacții ilegale pentru a finanța grupul de mercenari Wagner. Washingtonul ar fi luat din nou în vizor gruparea paramilitară rusă pentru trafic de aur și armament. Guvernul american anunță aceste sancțiuni la câteva zile de la efemera rebeliune a șefului grupării Evgheni Prigojin împotriva lui Vladimir Putin. Acestea au fost impuse de trezoreria americană. Măsurile erau pregătite de ceva timp și nu este prima dată când americanii impun sancțiuni grupului Wagner. Anterior au existat temeri că gruparea paramilitară ar fi încercat să influențeze alegerile din SUA din 2016. Sancțiunile SUA vizează companiile pentru exploatarea aurului din Africa subsahariană, mai exact două companii miniere din Republica Centrafricană. Alături de acestea, a mai fost sancționată o companie din Rusia, precum și una din Dubai. Americanii l-au sancționat și pe un oficial cu funcție executivă în grupul Wagner. Potrivit trezoreriei, acesta lucra cu oficial din guvernul statului Mali în ceea ce privește comerțul cu arme, proiecte de minare și alte activități ale grupului Wagner în Mali. Companiile sancționate sunt implicate în tranzacții ilicite cu aur pentru a finanța grupul Wagner și astfel acesta să se poată extinde în Ucraina și Africa. În urmă cu câteva săptămâni, liderii G7 au convenit să interzică importurile de aur ale Rusiei în încercarea de a împiedica pe aceștia să ofere la schimb aur pentru a obține valută care nu este supusă actualelor sancțiuni. Trezoreria a mai precizat anterior că și Emiratele Arabe Unite, un partener strategic cheie al Statelor Unite în Orientul Mijlociu, ar fi servit ca un centru pentru firmele rusești sancționate. Oficialii arabi au negat acuzațiile. La începutul acestui an, serviciile americane de spionaj au interceptat unii agenți ruși când spuneau că au convins Emiratele Arabe Unite să lucreze împreună împotriva agențiilor de informații din SUA și Marea Britanie, conform unui document scurs în urma unei breșe majore de informații.